Violonistul Florin Ionescu Galaț, câștigător și laureat a numeroase premii naționale și internaționale, va susține un recital extraordinar la școala gimnazială cu program suplimentar de muzică și arte plastice, Sala Monica Chifor. Evenimentul este organizat de Rotary Club Sighet, care vrea să ofere publicului o seară relaxantă pe ritmurile muzicii clasice, dar totodată să sprijine un caz caritabil. În acest an rotarian, pe lângă proiectele sociale și educaționale, a avut și multe proiecte culturale și astfel, dragi sigheteni, vă invităm la un recital cu violonistul Florin Ionescu Galaț, laureat al multor premii naționale și internaționale, astfel vineri 12 aprilie la Școala de Muzică de la ora 19, va fi un recital extraordinar. Să menționăm și pianista Ana Maria Negre. Înțelegem pe evenimentul aici o componentă. Da, încercăm să adunăm bani pentru o tânără bolnavă care se tratează în Turcia. Violonistul Florin Ionescu Galaț a început studiul viorii de la vârsta de 4 ani sub îndrumarea tatălui său, dirijorul Ilarion Ionescu Galaț, și a debutat la vârsta de 10 ani alături de Orchestra Națională Radio. Cariera sa internațională, începută în 1982, s-a derulat în recitaluri și concerte alături de ansambluri cunoscute, orchestrele simfonice de la Graz, Marsilia, München, Genova, Atena, Istanbul sau Ankara, în săli de renume din Europa, SUA și Japonia. Maestrul Florin Ionescu Galaț este totodată laureat al mai multor concursuri internaționale din Cehoslovacia, Elveția, Italia, Polonia și, bineînțeles, România. Recitalul de pian va avea loc vinerea aceasta de la ora 19 la Școala Gimnazială cu program suplimentar de muzică și arte plastice, Sala Monica Chifor.